Lucrările la pasajul solventul continuă. Viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău a transmis care sunt următorii pași în ampla lucrare. Cu noi cartiere și cu presiunea a mii de mașini din periurban, închiderea inelelor de circulație e una dintre soluțiile pe care le implementăm pentru a reduce aglomerația și timpul pe care îl pierdem la volan, în tramvai sau pedalând. Avansăm pe inelul 4 vest. În câteva luni, dacă vremea e bună și nu apar situații neprevăzute pe șantierul pasajului solventul, începem începe împingerea tunelului pe sub liniile de cale ferată, circa 70 de metri, fără oprirea traficului feroviar. Se lucrează la Cheson o structură în lungime de aproximativ 70 de metri și cu o lățime de 28 de metri. Va urma împingerea pe sub calea ferată, operațiune complexă care va dura câteva luni, în funcție de ce se află în subteran pe sub linii, transmite viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.